Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea lumii prin realizările lor. 100 de români care prin creativitate, muncă și curaj au adus România între țările care au îmbogățit cunoașterea universală. Astăzi vi-l prezentăm pe Petrache Poenaru, inventatorul stiloului. Petrache Poenaru s-a născut la data de 10 ianuarie 1799 în localitatea Bănești din județul Vâlcea. A urmat studiile secundare la Craiova, la școala de la Biserica Obedeanu, între 1811 și 1818. A lucrat la Cancelaria Episcopiei din Râmnicu-Vâlcea, iar între 1820 și 1821 a predat limba elină la Școala Mitropoliei din București. În anul 1821, în timpul Revoluției, Petrache Poenaru a fost secretarul lui Tudor Vladimirescu, deși, după înfrângerea acestuia, pandurii erau vânați și decapitați, Petrache Poenaru scapă, iar în 1822 obține o bursă de studii la Viena și Berlin. Aici învață despre o seamă de instrumente tehnice noi la vremea aceea, precum șublerul și micrometrul. În 1826 primește o bursă franceză și își completează studiile la École Polytechnique din Paris, unde studiază topografia și geodezia. În 1827, la data de 25 mai, obține brevetul francez 3208 pentru condei portăreți fără sfârșit, alimentându-se el însuși cu cerneală. Această invenție a revoluționat domeniul instrumentelor de scris, contribuind la crearea unui obiect folosit și în prezent de milioane de oameni. Tocul cu rezervor al lui Poenaru elimina zgârieturile de pe hârtie și scurgerile nedorite de cerneală și propunea soluții pentru îmbunătățirea părților componente pentru a asigura un debit constant de cerneală, precum și posibilitatea înlocuirii unor piese. În 1831, la 27 octombrie, aflat în Anglia, călătorește cu trenul, fiind astfel primul român care folosește acest mijloc de transport, pus în funcțiune cu doar un an în urmă între Liverpool și Manchester. În 1832, Petrache Poenaru se întoarce în țara românească și este numit profesor de fizică și matematică la Liceul Sfântul Sava din București, iar din 1833 devine directorul acestei școli. Profesorul Petrache Poenaru contribuie la înființarea cursurilor speciale de matematici superioare, geodezie, mecanică, arhitectură, agricultură și silvicultură din țara românească. Tot la inițiativa sa, în 1836 se organizează primele observații meteorologice sistematice pentru determinarea temperaturii, presiunii și a umezelii aerului. Traduce și publică în limba română primul curs de geometrie, urmat de cursul de algebră. În 1841 publică în colaborare vocabularul francez-român în două volume. Pe acest considerent, Petrache Poenaru este evocat și astăzi ca un susținător al francofoniei în România. În 1838, în calitate de director general al școlilor din țara românească, înființează școlile publice sătești din Muntenia. Printre alte contribuții, introducerea sistemului metric zecimal în țara românească îi se datorează lui Petrache Poenaru, care elaborează primul proiect românesc de lege pe această temă. În 1841 este ales deputat de Dolj. La 8 septembrie 1847 se inaugurează la Slatina primul pod peste Olt, iar soluția tehnică și administrativă care a condus la construirea acestuia a fost dată de Petrache Poenaru și Ioan M. Florescu. În 1870, la 10 septembrie, este ales membru al Academiei Române. În discursul de recepție la primirea în Academia Română a spus că lunile cât a fost Pandur și Haiduc i-au schimbat complet destinul și va păstra toată viața în inima acele clipe mărețe. Foaia de propagandă a armatei lui Tudor Vladimirescu, apărută la inițiativa sa, a fost primul ziar românesc de propagandă. Mai trebuie amintit faptul că Petrache Poenaru a participat la Revoluția de la 1848 și a făcut parte din Comisia pentru Liberarea Robilor. A fost un apropiat al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. S-a stins din viață la 2 octombrie 1875, la vârsta de 76 de ani, și a lăsat în urma sa o operă socială cu efecte până în zilele noastre. Dintre descendenții cunoscuți ai marelui om de cultură, o amintim pe scriitoarea Alice Voinescu, născută la Drobeta Turnu Severin. Astăzi v-am prezentat personalitatea și creația lui Petrache Poenaru în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Acesta nu este un clasament, iar lista rămâne deschisă. Așteptăm propunerile voastre pe site-ul eualegromânia.ro. Mâine Radio România vă invită să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat știința sau cultura mondială.